Scusate, Pinocchio, ci prietevi di nonnate, Meadus. Drezza vedete ci resto il castello, lui? Da! Oh, Pinocchio va sta con Rachel da come niente. Da, mamma mia, hai promis! Non vreau să stau cu Rachel, vreau să stau cu tine! Băieții făcuți din lemn nu interesează pe contesa. Ea preferă copii drăgălași făcuți din carne și sânge! Se pare că nu pot face nimic bine. Sunt singur. Urăsc să fiu așa de singur. Mă întreb unde s-o fi dus Rachel. Rachel s-a dus să rătăcească prin noaptea întunecată, sugând sângele vacilor și al cailor, căci ea și contesa sunt vampire. Minți! Oricine ai fi, de ce spui minciuni atât de îngrozitoare? Pinocchio, mi-ai uitat deja vocea? Zâna zânelor, tu ești! Peste 500 de ani. Trebuie să mă asculți, Pinocchio. Ea își păstrează tinerețea și frumusețea sugând sângele copiilor. Ah, dar nu poate să fie adevărat. Ea iubește copii. A promis că o să fie mama mea. I-ai făcut multe necazuri lui Geppetto și le-ai pus pe Ana și prietenele ei în pericol. Dar nu e vina mea. Ele au vrut să vină. Nu e adevărat și știi asta. Întotdeauna e mai bine să spui adevărul. Da, stai că am fost cu minte. N-am știut că fac ceva greșit. Nu mi-a spus nimeni să nu vin aici. Nasul meu! Ce se întâmplă, zâna zânelor? De acum înainte, de fiecare dată când vei spune minciună în prezența mea, ți se va lungi nasul. Nu, urăsc nasul ăsta, urăsc. Te rog, fă-mă din nou normal. Îmi pare rău, dar urățenia e în inima ta, Pinocchio. Ești încă un băiat tânăr, ai destul timp să-ți dezvolți mintea, căci o inimă bună, dar e o virtute pe care știu că o ai și acea virtute se numește curaj. Și cu acel curaj trebuie să-ți salvezi prietenele. Poate învingând răul ce se lășluiește în acest loc, vei descoperi bunătatea care a fost întotdeauna în inima ta. La revedere și succes, Pinocchio! Acum, micuțele mele, e timpul să aflați că voi sunteți secretul tinereții și frumuseții mele și de aceea l-am făcut pe băiat să vă aduc aici. Și tot de aceea nu vă veți mai vedea casele vreodată. În curând veți avea semnul contesei Leonard pe gâturile voastre minunate și eu voi fi reînnoită. Ana, vino la mine acum. Și voi două vă veți transforma în pitici. Sofia și Rosie au fost transformate în pitici și nu știu dacă Ana a pățit ceva, dar ele au insistat să vină. Ele sunt de vină. Doar ele sunt de vină. Vinovățesc că mă urăți, dar n-am vrut să vă fac rău vouă sau fetelor. Pinocchio! Mi s-a părut că l-am auzit pe tata strigându-mă.
sfârșit te-am găsit. Pinocchio, am să te scot de aici. Ce-i cu tine, băiete? Arăți îngrozitor. Ești atât de palid și slăbit. Trebuie să te duc de aici în siguranță. Sunt pierdut. Contesa Leonard m-a transformat în vampir. Nu e adevărat. Doar să imaginezi asta. Ești la fel de normal ca orice alt băiat. Aproape. Ajută! Mulțumim că ne-ai eliberat de vraja cea rea. Poate că acum putem să mergem acasă la familiile noastre. Cum ați fost vrăjiți? Vampira ne-a transformat în pitici ca să nu fugim. Unul câte unul ne-ar fi sub sângele până muream. O, ce îngrozitor! Sunt așa de recunoscător, tată. Ai ajuns la fix. Nu fi așa de sigur. Tu trebuie să fii Geppetto. Vrei să pleci așa de vreme? Ar fi păcat, abia ai ajuns aici. Eu tocmai mă pregăteam de cină. Și tu ești felul principal. Vampirii, se tem de foc. Geppetto nu-l poate ține aprins, aripile el tot sting. E prea deșteaptă pentru noi, suntem pierduți. Așteptați! Fii curajos, Pinocchio! Pinocchio, dar brațul tău va arde! Nu contează, poți oricând să-mi faci altul! Mulțumită curajului și imaginației lui Pinocchio, mica trupă a scăpat de rău. Dar în altă parte a castelului e cineva care n-a scăpat. Ana, ești afară? Iată, uite aici! Rose și Sofia! După vampiră! Ai grijă! De aici! Spune-mi, mare strămoș, ce trebuie să fac! Nu cer decât să fiu tânără și frumoasă! Vor să oprească asta! Iată! Credință și iubire, Pinocchio și Geppetto au distrus vampirele. Terenul, odată uscat din jurul castelului, s-a întors la frumusețea sa naturală. Cred că am învățat că cel mai bun antidot pentru rău e sinceritatea. Totul va fi bine dacă păstrezi iubirea în inimă. Ah!